Un accident care ar fi putut avea urmări tragice s-a petrecut pe DN73 în comuna Valea Mare Pravăț. Conducătorul unui autoturism care se deplasa dinspre Câmpul Lung spre Brașov s-a plecat după o sticlă cu apă, a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-un alt autoturism care circula regulamentar în sens invers. În urma impactului, un bărbat a ajuns la spital. Veneam de la Nămăie și mă duceam spre Câmpul Lung să mă duc la centru, la școală. Să mă duc și aici s-a întâmplat. A venit o mulă și a venit o mașină. Da? Bine, ăla n-a fost de vină șoferul care mă ducea pe mine la Câmpul Lung. Ăla a fost că n-a fost atent. La fața locului s-au deplasat un echipaj cu o auto specială de intervenție de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung, un echipaj cu o ambulanță SMURD și mai multe echipaje ale poliției rutiere. Paramedicii au acordat primele îngrijiri bărbatului accidentat, după care a fost transportat la spital. Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Valea Mare Pravăț, produs între două autoturisme. În urma acestuia au rezultat 3 victime, 2 au fost îngrijite la fața locului, refuzând transportul la spital, iar a treia transportată la CPU Câmpul Lung. Polițiștii au demarat cercetările pentru stabilirea producerii cauzelor accidentului și au asigurat buna desfășurare a traficului în zonă.